Aproximativ 80% din totalul de 57.869 de absolvenți înregistrați la ANOFM în perioada 1 iunie-31 august 2013 sunt absolvenți de studii medii și profesionale. Repartiția absolvenților înregistrați în cele trei se prezintă astfel. În iunie, 3.970, din care peste 3.800 absolvenți de liceu. În iulie, peste 39.000, dintre care peste 35.800 absolvenți de liceu. Iar în august s-au înregistrat peste 14.860, dintre care aproximativ 8.950 sunt tot absolvenți de liceu. Cei mai mulți absolvenți de studii medii s-au înregistrat în perioada iunie-august în județele Olt, 1998, Vâlcea, 1951, Galați, 1924, Bihor, 1886, Harghita, 1842 și Dâmbovița, 1791. La sfârșitul lunii august au intrat în plată 1256 proaspăt absolvenți. Urmarea înregistrării în baza de date ca absolvent, persoana respectivă poate beneficia gratuit de serviciile oferite de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. În perioada iunie-august 2013 s-au înscris la cursurile de formare profesională organizate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, unde sunt înregistrați un număr de 1253 de absolvenți. Cele mai solicitate cursuri sunt cele pentru meseriile de lucrător comercial, ospătar, barman, inspector, operator calculator electronic și rețele, patiser, masseur, agent de vânzări și vânzător. În aceeași perioadă au ieșit din evidențele AJOFM ca urmare a încadrării în muncă peste 2000 de absolvenți care s-au încadrat în profesii precum ingineri, programatori, asistenți medical generaliști, bucătari, contabili, consilieri juridici, dar și muncitori necalificați. Pentru cei care nu s-au angajat, ANOFM organizează Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți, o oportunitate pentru a cunoaște piața muncii și pentru a-și găsi un job. Aceasta se va desfășura la nivelul întregii țări, unde tinerii sunt invitați să ia contact cu ceea ce se întâmplă pe piața muncii, să vadă ce meserii se caută, cum se completează un CV și o scrisoare de intenție necesare angajării, să-și identifice un loc de muncă, să se informeze din materialele puse la dispoziție cu privire la serviciile oferite de agențiile de ocupare.